Stai puțin, dragul. Bă, da, zâmbit. Care am cameră? Room service. Acum din tot frenul ai. M-ai prins și cu mine e domnul. Mai ales cu domnul Dumnezeu. Haideți, mici vienezi. The change. Am pus pe grup. Să vii în Viena să nu mănânci un carnaț vienez, un burș. Pare rău, când am văzut supul de... Colegiul Național Vasile Alexandrie este la carnaț vienez. Cum vă plac carnații? Cum e cu berea? Foarte bună. Anda, mai respiră puțin. Sucul de mere. Cum e orașul? Cum îți place? E super. Este super. Momentan. Fetele, parcă vă cunosc de undeva. Sunteți din ce țară? Nu știu, din aia cu C. Fetele, telefonul. Bravo, bravo, cei mai tari. În drum spre Salzburg. Buona sera.
Și cum e? Totul e ok? Ok, ok. Super. Salzburg. Deci, încă o dată cum e cu verbul ăla? Hai! Hai, Tibi, hai! Ești! Hai, zi! E o nilă. Așa? Da, pe o nilă. Ca... El ea nilă. Așa? Noi nilă. Voi nilă. E ele? Nilă. Și voi? Nilă. Pune un curs, nilă. Da, sunt extraordinar. Faceți loc la cameraman. Faceți loc cameraman. Cum e? Ok, vă spus bine? Fetele, ce cumpără de aici? Produse tradiționale. Scuze, tata pui. Corect. Ai vizitat casa lui Mozart? Da. Și impresii? Foarte frumos. Cum este în Salzburg? Cum vi se pare orașul? Foarte. Da, e frumos în mod, în Salzburg e frumos, ok? De ce n-ar fi? Foarte frumos. După cum puteți vedea după poze. Ce-ai făcut, Mihaiță? Am mâncat sub poze. Cum a fost plimbarea? Foarte frumos. Frumoasă? Spune și domnul cu vă, vă place orașul? Da. Care trece prin Salzburg? Salzburg. Cum? Fără buza, zah. Și este afluent. Poți să spui orice. Mi se pare acest, zic eu, frumos oraș, din punctul vostru de vedere, cum e? Marina, zi? Superb. Mai ales că e în compania de-a voastră. Asta da, aici mi-a plăcut. Cum e? Acum serios, e frumos? Vă place? Da, foarte. V-ați plimbat puțin? Ați apucat să vedeți? Da. Super. Eu sunt singurul care am voie să filmez. Eu sunt cameramanul acreditat al acestui grup. Justine, da. Impresie despre acest oraș? Foarte interesant, sunt foarte mândru că am fost aici în acest oraș. Bravo. L-am văzut și pe Mozart. Stai să mergeți. Cred că da, stai, dar stai să rezolve la... Până la 1600 de metri.
lângă Innsbruck. Fă-mi loc să intru în mijloc. Fă-mi loc, fă-mi loc. Haideți, haideți. Opa! Ei, 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 ei! Hai, hai, hai! Unde suntem acum, la Innsbruck? Da, da, da! Moldova! Nu încă loc elare și nu pot acest. Innsbruck 2019, cei mai tari, bravo! Ce seară minunată, mai spune iubit o dată, nu mai spus nimic că ești frumoasă și că vei fi mireasă și vom avea o fată, mai spune iubit o dată. Suntem în Berna, haideți! Asta e groapa cu urșii lor? Așa. Turnul cu ceas din Berna. Ascunzi o monedă avem, da. Avem o monedă de 10 cenți, da?
în mâna dreaptă. În mâna stângă n-am nimic. În mâna stângă n-am nimic, în mâna dreaptă o monedă de 10 cenți. Vrei să da? Înghe. Și tot dispărută. Tara! Magia vine și moneda apare. Fantastic, doamne, mulțumesc. Bravo. El define minciună. Ce frumos, fii atenție. Ce probleme au în bătrânii în... Deci zic chestia aia cu ce înseamnă șahul, te rog. Ce înseamnă șahul? Deci șahul, vă explic în cultura latino-rumanian, șahul, știți ce șahul? Vă spun eu dacă nu știți ce este șahul. Șahul sunt piesele alea care le scoți înainte de a juca table. Partea aia, uite, acolo se joacă moara. Moara. Suntem în Berna. Deci ce probleme au oamenii în Berna? În Berna. Berna. Mă scuz de accent. Deci, cum prima impresie despre acest partea veche a orașului Berna, capitala Elveției, cum vi se pare? Ați mâncat ciocolată? Da! Wow! Apoi... Care e impresia? Anda, impresia despre oraș, ia spune. Este cea mai bună ciocolată și... Ca oraș, te întrebam despre oraș, asta ciocolată. Hai, ciocolată! Partea veche, există și partea nouă, dar asta e partea veche a orașului. Cum e? Partea veche e superbă. E superbă, da. A fost ok? V-ați plimbat? Da, super. Justin, cum a fost? Vlad, cum e? Foarte ok, ți-a plăcut orașul? Impresii frumoase? Absolut. Ce impresie aveți despre oraș? Genial. Bravo. Marina, vreau câteva impresii despre oraș. Impresii despre oraș. E foarte frumos. Băi, băgă-te-mă în fața camerei, băgă-te-mă în fața. Băi, nu stați pe margini niciodată în viață. Intrați în față, spuneți părerile deschis frumos. Sunteți tineri, sunteți copii deștepți. Foarte frumos. V-a plăcut orașul? Da. Super. Cald. Marina, tu ești mai vorbăreață și mai răutăcioasă puțin așa. Spune și mie cam ce ți-a plăcut ție mai mult din zonă. Ce ai apreciat mai mult în zona asta? Ce anume? Străduțile astea sunt frumoase, așa, îmi face plăcere să mă plimb. Impresii despre Berna, auzim. Super. Îți place orașul? Da. Bravo. Tibi, aud. Canijo. Cum zis el tu? Frumos, nu? Foarte. Sumi. Multă ciocolată. Foarte multă ciocolată. Impresii despre oraș. Am diabet, e super. Foarte frumos. Foarte frumos. Deci am alergat un kilometru și recuperez cei 6 franci pe care mi-am. Grupul. Am un scop. Ia. În excursia asta, să ne-au ochelat cu soare. Și eu. Restul. Andrei, ai un șervețel? N-am, frate. Am ieșit. Da, bine. Și vine poliția acum, nu? Petrecere pe masă, pe autostradă. Bună berea, Mihaiță! Hai noroc! Super! Era Elena Camilo. Ce numai în momentul în care domnul Pune? Wow, ce bun ești! Vale, pues ya no está.
Uite cum dansăm în drum spre Paris. Așa e frumos, așa e românul nostru. Super! Bravo, România! Picnic, muzică, uite ce frumos! N-ar mai bea, n-ar mai mânca, n-ar mai bea, dar tot așa ceva. Bine, Bogdane, bine. Tare sunteți voi, puțin nebunatici. Ce bună la râna! Mi s-a Alex de la Brunchet. Drumurile noastre toate se vor întâlni vreodată. Omorile și iubirea, gândurile. Am ajuns la Paris. Hey, la YouTube cumpărăm una. Hai să te văd.
Eu. Cât încă am plecat? Ce asta? Orică, este... Dar nu când nu accelerează. Nu, poți spune, nu are. Da, deja mi se în urechile. Și mie. Mi se înfundă urechile. 60 de etaje sub un minut. Hai, dar nu prindeți pe strână în timp filmare. La ce etaj suntem? Nu știu acum, dar nu-i... Etajul 60. Cum e? Bonjour! Ok. Cum e, frumos? Super! Ai schimbat tot bicurul? Ce? Da! Ce vreau? Mă țin. Acesta este parcul Palatului Francezului. Și care este vechi de parcul de 400 de ani. Statuia Libertății. Domnita Alpaia, așa își părea și Maria Antoneta au avut și aceeași soartă, dar pe lângă ei, numai în Piața Concord, au murit peste, au fost decapitați peste 500 de persoane. Pe Bulevardul Michel, care în 1968 era pietruit. Studenții de la Sorbona s-au bătut cu poliția, au scos pietrele. Pe partea dreaptă este capela Universității Sorbona și cu toată aceasta, în care este, a fost înmormântat cardinalul Richelieu, primul ministru al regelui Ludovic al XIII-lea, un castel medieval cu patru turnuri medievale ridicat de unul din marii regi ai Franței, Filip August, aproximativ în preajma anului 1200. E partea aceasta care o vedeți aici, este o parte pătrată. Coloanele sunt făcute în timpul Ludovic al XIV-lea și al arhitectului Claude Perrault. Biserica din stânga este Biserica Sfântul Germain din Auxerre, pe la în care este mormântat cardinalul Mazarini, primul ministru al Ludovic al XIV-lea când era copil, pentru că mama lui, Ana de Austria, n-avea dreptul să conducă ca femeie. Practic a condus împreună cu cardinalul Mazarini, notorul. Deci a practic și a construit curtea pătrată. Pe urmă s-a construit partea aceasta dinspre Sena Henrica III-lea și al IV-lea, de unde și H-ul. A cincea este o altă mică piațetă din partea aceasta veche a Parisului. Ce caută această columnă a lui Napoleon I, identică cu cea a lui Traian de la Roma? Păi, pur și simplu a vrut să îl imite pe Traian, cuceritorul. Este o piață regală. Care oricum se opresc la o anumită sumă. Sunt tot ce vreți, Cartier, Van Cleef și Arpels, Perloff, tot Burma, toate tipurile care mai degare de bijuterii, tot felul de hoteluri foarte frumoase. În al treilea, care a cerut în mod expres să aibă o operă pe
măsura Parisului, piramida cea mare cu cele trei piramide mici, iar piramida inversată este la subsol, dar nu are 666 de segmente, cum spune Da Vinci Code, așa că, rog, vedeți despre ce. Acum, să vă arăt, dacă puteți să tăceți 3 secunde, de aici începe linia istorică mediană a Parisului, care a lui Ludovic al XIV-lea, făcută de super celebru arhitect și sculptor Bernini. Deci vreau să vă spun că această clădire, și dacă ar fi goală, e monument istoric, pentru că nu pot să vă spun cum arată în interior. Facem turul, pentru că această piață se numește, este dedicată lui Charles de Gaulle, dar și se numește și Etoile, pentru că pe jos, cu cărămidă roșie, sunt 12 raze care dau în cele 12 bulevarde, dintre care unul aici este Champs-Élysées și celălalt e bulevardul Marii Armate, care se termină la Poarta Maior. Omul ăsta se sacrifică pentru noi, pentru grup, atrage energii pozitive. Bujarara, bujarara. Eu zic să taci. Bujarara, bujarara. Bujarara. Am simțit tot. Ia și mie, și mie, și mie. Vado a Disneyland. Come așa? Cum așa? Că acum să schimbăm manevre de wrestling. Cum așa? Ești bine? Nu. Relaxare la Disney, nu? Da. Mai filmez eu clar dacă voi vă mișcați așa.
ce stai la ghizare? Înapoi. Înțeles, dragul. Suntem în metrou în Viena. E hai dur și e vestit Andrii Popa cel voinic. Continuăm. El avea o pușcă plină cu triglozare de cină. Bueno, estoy dando un precio.
Hai, Miruna. Ești... toți vă fac poze. Dacă erau o dragoste normală, erau doar două. Poftim. Camera 101, da? Da, da, camera. Rămâne 101. Noi trei. Poftim. Ai lacătul. Ai cheia de la lacăt. Da, tot timpul tu. Când te întorci aici, poți să deschizi lacătul. Poftim, domnule. Banul că le aruncați. Da, după mai ne filmez când aruncăm cheia. Da. Hai. Hai, domnul Puiu, hai să punem lacătul. Hai să o facem cu mâna. Da, fii atent, dar vad 101. Hai, domnul Puiu. Filmarea a început, deci ce... Ce ați scris pe lacăt? 105. Da. Și reprezintă numărul camerei. Se poate spune la cameră câte o dorință pusă de fiecare, dacă nu, se poate, dacă nu, nu, în fiecare în mintea lui. Bine, cine... Sau în cameră. În cameră. Ne punem în cameră, nu? Dorința. Cine a stat în cameră? Noi patru. Irina, majoretele Irina. Și mascota. Și TV, cum a fost în cameră? Foarte. Okay. Am legat, sunt minunat. Am legat prietenii drăguți. Doar prietenii? Da. Vom vedea încă nu s-a terminat, dacă... Încă nu s-a terminat vizita în Paris. Da. Tibi, spune tu, cum a fost cu fetele? Okay. Minunat. Minunat. Cam puțin. Slăbuț, ok. Tibi, dormi în excelent. Teo, ești pe Champs-Élysées. A Champs-Élysées, bienvenue en France. Miro, let's go. Liberaria lui Hitler.
mulți ani toată lumea! La mulți ani! La mulți ani! Radu, când îți comanzi? Comandați o bere? Da, da, da. E 10 euro o bere, atenție. 10 euro, da. Să-mi văd anii tinereții, să-mi văd strălucirea vieții care, Doamne, Uite-mi cum ne pune camera, close-up la materia. I'm the owner here, it's my boat. Băieții, here I'm the owner, it's my boat. Where are you from? Să dați două, vom face o croazieră împreună, cu cine? Deci, cine va fi bufet cu autoservire? În mijloc se găsesc diferite feluri reci și la capătul mesei lungi găsiți două feluri calde. Un fel este turcăt, care în România se numește gulaș, cu toate că gulaș este o supă. Nu știm precis că are origine din Ungaria. Asta este un felul 2. Un fel... Dacă vă spun gulaș, atunci știți ce este, probabil. În orice caz, pe lângă această, acest fel, se găsesc și garnitură, un fel de cuscus, numai pregătit puțin altfel ca și la dumneavoastră. Felul 2. În capăt aveți sărmăluțe și gulaș. Nu știu mai mult de două sărmăluțe. Podul Libertății și podul Margareta. În partea dreaptă vedeți o fasadă iluminată care este redută tot a treia clădire pe acest loc. Prima redută a fost construită între 1816 și 33 după planurile lui Polac Mihai în stil clasicist. Tablul de oțel merge sus pe muntele cetății, construit în 1870, atunci a fost acționat de mașina de abur. În al doilea război mondial a fost distrus și doar în 1986 a fost reconstruit. Poză, filmăm, facem și poză. Marina, cum îți place? Cum? Un mic interviu, cum îți place Budapesta? Prima impresie, așa, că n-am apucat. Nu-i prima impresie, am mai fost aici. Da. E frumos, da? Pe timp de noapte mai e ceva. Impresionant, așa, da. Da. Poți pleca, mă? Andrii Popa cel voinic,
Vicino a spetto che allare, faccio spirti in drumul mare. In țară, peste tot, cum e fericit, cum e fericit, cum e Și eu te iubesc, Remus, Dragoș! Celor care știu că mura nu naște copii, le vom cânta. În stânga noastră avem piața Milena, o să facem un tur. Să facem una machetonească așa.